cu fiica lui Mircea Rednic și a pierdut. Luana era impresara lui Noere, dar fotbalistul a trecut peste ea și a semnat contractul cu FCSB pe ascuns. S-a dus la palatul lui Gigi Becali fără să anunțe pe nimeni și a și acceptat oferta pe care i-a făcut-o latifundiarul din Pipera. Ce-i drept, suma pe care a dat-o el era cu mult mai mare decât primea Noere la Dinamo. Atunci Luana Rednic s-a enervat foarte tare și a cerut jucătorului să-i achite comisionul, dar el nici nu a vrut să audă. Așa că fiica antrenorului l-a dat în judecată și a și câștigat procesul. Iar acum Noere este obligat de oamenii legii să-i plătească o sumă frumușică fostei lui impresare.